Să facem salată de vinete. Deci o vânătă potrivită. Puțin ulei, puțină sare, ceapă verde după gust, un vas unde o să punem și o să decorăm cu roșioare. Așa. Și voi tăia o ceapă. Acum fiecare pune câtă ceapă dorește. Așa. Și o tăiați mărunțel, mărunțel. Cine dorește poate pune și maioneză, dar nouă ne place așa simplă. Eu pun și prunzulița și tot. Voi bate vânăta. Vânăta am lăsat-o să se scurgă cu acest tocător, vedeți? Peste ceapă voi adăuga puțin sare. Așa. Și voi amesteca așa puțin. Să dăm deoparte. Și acum avem vânăta noastră și am să o iau și am să o pun aici pe fund. O tocăm încet, încet. Acum am mai spus, o puteți pune și în blender. Așa. Și o tocăm așa bine, încet, încet. Așa. O mărunțim bine, bine. Mulțumesc, Luce. Eu vă mulțumesc tuturor pentru aprecieri și că mă urmăriți. Vă mulțumesc din suflet. Să-mi lăsați întrebări dacă aveți neclarități sau vreți să știți ceva, cum am preparat și nu ați înțeles. Ia să mă uit la tot. Încă puțin să nu le ardem pe cele care sunt înăuntru cursetele. Așa. Și am să o las așa. Ia uitați. Mărunțim așa bine, 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 bine. Și o punem așa aici. Dăm așa deoparte. Așa. Înainte de a începe să ne vedem la cuptor, încă puțin. Așa, am pus sare, acum voi pune și puțin ulei și amestecăm. Amestecăm așa bine totul. Thank you.
un deliciu, un deliciu, un deliciu. Eu pun staniol pe ochi, la aragaz și apoi le coc la flacără mare, deci flacăra să fie mare, nu la flacără mică. Și amestecăm bine, bine. Și vedem dacă mai intră ulei. Și am să mai pun încă puțin. Gustat și de sare. Așa, încă puțin. E circa 4 linguri de ulei, nu mai mult am pus aici. Așa. Salata noastră este gata. O gustăm de sare să vedem dacă este bună. Un deliciu. Mai trebuie puțină sare. Așa, și amestecăm. Bună, bună. Avem roșioare și o servim cu roșioare, această salată. O să o pun așa pe parcuruță. Și să tăiem roșia. Ia să vedem o roșioară, să o tăiem așa. Am aceste de un triunghi. Și apăsăm așa aici. Așa. Ia să vedem dacă se desface. Ia uite. Așa. Și le așezăm așa aici, frumos, două roșioare. Și ne jucăm. Mulțumesc, Vivi, îți mulțumesc din suflet și vă mulțumesc tuturor. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă pup dulce și vă doresc multă sănătate. La revedere, pupici, pupici tuturor.